Urmează ora decisivă. Rămâi alături de noi. Doamnelor, domnilor, bun găsit la ora decisivă, unde vorbim deschis despre actualitatea zilei. Eu sunt Ilena Gheorghiu, vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi. Începem! Constanța, orașul care a dat singurul medaliat olimpic până la David Popovici pe Răzvan Florea, nu are niciun bazin de not în care sportivii să poată face performanță. Cel aflat în aer liber, în fosta bază sportivă Badea Crâțan, este o ruină. Nimic nu arată acum că acolo ar fi fost vreodată un bazin. Iar la Medgidia, primul bazin olimpic din țară, recunoscut pe plan internațional, este și el în paragină. Pereții sunt dărâmați, fierul a fost furat și geamurile sparte. În bazinul olimpic mai nuată astăzi doar gunoaiele. Elevii antrenați de fostul campion olimpic Răzvan Florea iau startul în fiecare zi pe culoarele de not. Antrenorul lor de acum, Răzvan Florea, a cucerit medalia de bronz la proba de 200 de metri spate la Jocurile Olimpice de vară din 2004 de la Atena, stabilind atunci și două noi recorduri naționale. După ce s-a retras din activitate, Florea a devenit antrenor la propriul bazin și singurul din Constanța, în care sportivii care își doresc performanțe se pot pregăti la standardele cerute de forurile internaționale. Într-adevăr, ne lipsește un bazin olimpic, ne lipsește nu de acum, de foarte mult timp. România are nevoie de bazine olimpice. Din păcate, astfel de bazine pot fi numărate pe degete în județul Constanța. Sunt private și niciunul nu este olimpic. În orașul de la Malul Mării a existat pe vremuri un bazin în aer liber, suficient de mare, însă a fost lăsat în paragină, iar acum e o ruină, se numea Badea Cârțan. Nici măcar marginile de beton nu mai sunt. Le mai văd, dar mascate de boscheți. Dar rest? Uite, tot ce era aici, aici era bazin, din păcate. Și n-a rămas decât tufișul și nimic. Nimic. Era bine venit, a fost cât s-a dărâmat, cât s-a furat și în continuare a fost și am văzut și mi-a părut foarte rău. Tot ce e în jur aici e o paragină, din păcate. Și la Medgidia e dezastru. Finalizată în 1982, baza sportivă din oraș avea un bazin stadion omologat olimpic, primul din țară recunoscut la nivel internațional. De la Revoluție însă a început declinul, iar acum timpul parcă a stat în loc. În 1994 s-a defectat instalația de încălzire, iar bazinul a fost trecut în conservare. A ajuns o ruină în care doar gunoaiele mai nuată. La vremea respectivă avea un statut de bijuterie, dacă pot spune așa, și era denumit naveta spațială. Și toți sportivii de performanță din natația românească la acel moment își desfășurau activitatea aici. Și pentru bazinul din Constanța și pentru cel de la Medgidia, soluția ar fi un plan de reorganizare ar putea veni de la Federația Română de Natație. Asta ar însemna predarea amplasamentelor către Compania Națională de Investiții și realizarea de bazine olimpice de not de 50 de metri lungime, care să găzduiască competiții internaționale. Totul e doar la nivel de dorință și niciodată nu s-a mai materializat nimic. Dezbatem în continuare acest subiect cu jurnalistul Dorian Hapurnea de la Constanța Info. Bun găsit, Dorian! Vă salut! Am văzut că aici de la mine nu se aude atunci când prezentați imaginile cu interlocutorii. Ce a spus domnul Răzvan Florea? Așa, pe scurt. Că este rușinos ce se întâmplă. Este rușinos. Domnul Răzvan Florea uită faptul că a fost primul pe lista PSD la Consiliul Local timp de 4 ani și nu a inițiat nici măcar un proiect pentru construcția unui bazin. Dar de la domnul Răzvan Florea, cărui performanță notabilă nu o putem nega, s-au mai derulat și mulți ani, și mulți consilieri, și multe alte ședințe de Consiliu Local în care nu au fost propuse proiecte similare. În 2020 a fost consilier local, PSD, a avut majoritate în Consiliul Local. N-a schițat niciun gest. Să spună, domnule, e nevoie de bazine. A stat acolo în Consiliul Local și a ridicat mâna de câte ori a fost nevoie. Asta nu ne spune nimic, că așa declarație ușor să dăm. N-a făcut nimic pentru un not domnul Răzvan Florea, în afară de faptul că și-a făcut un bazin propriu și personal. Unde face performanță cu niște copilași și tineri talentați. Sigur, dar e totuși o afacere privată. E drept. Dar administrația locală actuală a avut puterea și are puterea în continuare încă 4 ani, a avut 4 ani. Constanța, nu e un paradox că suntem la Malul Mării și nu avem niciun bazin olimpic?
Nici măcar nu cred că trebuie să punem problema că nu avem un bazin olimpic. Trebuie să punem problema că nu avem bazine punct. Că noi nu avem nici măcar așa neolimpice. Avem un, nu știu, un semi-olimpic, parcă pe undeva e o discuție și în rest 3-4 bazine la clubul elevilor. Da, și ăla la clubul elevilor din când în când și e mai bine să nu-l folosești. Deci noi nu avem, bine, noi nu avem nici restaurante de pește la Constanța, că ne gândim, cred că avem 3-4 și alea mai strălucite. Noi n-am știut niciodată să ne respectăm statutul ăsta de oraș de la malul mării, din păcate, și am avut parte și de administrații mincinoase pe care le-am votat în continuare, că ne aducem aminte, Virgil Chițac înnota el așa cu căscuța aia pe cap și spunea singura parte frumoasă a orașului este aici, în mare. Așa că trebuie să facem un bazin. A făcut nici măcar n-a inițiat sau n-a gândit vreo idee. Ea a fost așa, efectiv, o minciună de campanie. Dar se pare că domnilor din Constanța nu le-a displăcut faptul că i-a mințit, l-au mai votat odată. Care sunt șansele totuși să avem un bazin, o sală polivalentă, un centru sportiv care să facă unde să se poată face performanță? Virgil Chițac a fost chemat la București și s-a spus că nu mai sunt bani de toate trei, stadion, sală polivalentă, casino, și a ales casino. Probabil că peste un an, doi, se vor termina și celelalte, că nu le vor lăsa în paragină. Un bazin... La un moment dat au fost prinse în buget. Într-o ședință de guvern fusese votat buget pentru stadionul Gheorghe Hagi, cel puțin. S-a uitat. Stadionul, din discuțiile pe care le-am avut eu personal cu oameni pe care îi cunosc la București, va primi bani la an. La anul, cu siguranță, stadionul se va termina. Sala polivalentă mai are de așteptat, poate, nu știu, peste 2 ani, poate... Despre un bazin nu cred că putem vorbi prea curând. Nu mi s-a părut că e o prioritate pentru nimeni. Hai să ne gândim un pic. Orașul Constanța la momentul ăsta este în faliment. Toate proiectele sportive și culturale de pe legea 350 au fost anulate, efectiv. Adică noi nu o să avem sport și cultură în viitorul apropiat. Singura instituție de cultură a orașului a fost mutată la Consiliul Județean. Nu pare a fi una dintre prioritățile acestei administrații construcția unui bazin la momentul ăsta. Se pare că se chinuie, bâșbuie, caută, orbește cumva să termine proiectele pe care le-a gândit Decebal Făgădău și le-au început ei acum 4 ani și încă n-au reușit să le termine. Abia după, probabil, dacă îl vom prinde pe primar într-o zi bună, sau uite că trebuia să fie invitat. Dar primarul care este amiral, da, n-ar amiral, fi trebuit să se aplece mai mult către sporturile acestea de apă și să le susțină îndeaproape? Mi-aducem aminte că primarul, care n-a fost niciodată cu adevărat amiral, dar este un cadru... Academia Navală cred că are un bazin totuși. Da, dar ne ducem aminte că el fiind un cadru didactic, asta voiam să spun, primul lucru s-a certat cu elevii că nu voia să le mai dea burse la un moment dat. Nu ne ajută asta, că dacă e amiral vrea bazin sau dacă e profesor înțelege educația. Din păcate, domnul primar are o mentalitate așa ușor mai comunistă, să facem niște străzi, niște trotuare. Ceea ce e necesar. În orice oraș civilizat ar trebui să circulăm în siguranță pe niște străzi asfaltate. Noi suntem în 2024 și nu reușim să facem străzile astea. Suntem cu 50 de ani în urma altora și încă ne chinuim la stadul de borduri, când noi trebuia să le avem pe astea deja gata de mult. Nu, din păcate orașul nu mai are bani și asta e pentru că a fost administrat prost în ultimii ani. Și nu cred că vom avea un bazin prea curând, nu pentru că nu se poate, cu siguranță se poate, ci pentru că nu este asta prioritatea municipalității. La vreo șansă să fie resuscitată baza de la Badea Cârțan? Deocamdată Badea de la Badea Cârțan ar trebui să treacă de la Ministerul Tineretului și Sportului la administrație, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că nu este administrației. Abia după, cred că aud eu promisiunea că trece de vreo 6 ani și nu s-a întâmplat nimic. Deci, până când nu o vom vedea trecută în patrimoniul municipiului Constanța, nu, nicio șansă. Nu. V-am spus asta pentru că nu e o prioritate pentru administrație. Bun, și atunci care sunt prioritățile? Prioritățile... Dacă cultura nu este o prioritate, cum ai spus, sportul nu este o prioritate, cum ai spus, care ar fi prioritățile? Vindem tot.
Cred eu, și aici luați-o ca un flair personal al meu, că prioritatea va fi aceeași șosea de coastă, se va insista mult, pentru că sunt niște prieteni ai primarului care au de construit acolo și cred că se va insista foarte mult și pentru că aduce foarte mult capital electoral. Dacă reușești poate să aduce și turiști, se gândesc și la asta. Poate Virgil Chițac a spus că el e primarul Constanților, nu al turiștilor, și le-a pus 4 lei parcarea în Mamaia, de a fost Mamaia goală un sezon. Nu îl interesează pe el. Aici totul e despre interese politice, iar dacă prietenii primarului, care l-au și ajutat să ajungă primar mutând voturi de la un partid la altul, vor avea aceeași șosea de coastă și își vor putea face blocurile pe lângă ea, toată lumea va fi fericită. Cred că asta este prioritatea actualului mandat, aceeași șosea de coastă, care cred eu că va lua și ochii multor constanțeni care nu vor înțelege jocurile din spate. Dar în niciun caz nu în bazin. Sunt proiecte mult mai mari. La ora aceasta se desfășoară ședința de Consiliu Local. Am discutat zilele trecute cu unul dintre consilierii Partidului Național Liberal, doamna Mihaela Andrei, despre cele 10 proiecte de vânzare a unor terenuri din Constanța. Dumnezeu a spus că oricum nu aveam ce să facem pe ele. Adică administrația n-ar fi putut să investească acolo, n-ar fi putut să facă niciun parc, nici loc de joacă, nici spațiu verde, nici nimic. Și atunci vede oportună vânzarea, deci înstrăinarea terenurilor unor privați. Notasem mai devreme, doamna Mihaela Andrei a zis: colegi, vă rog să votați ce avem de votat în această comisie sau ce-o fi ea. Nici nu știa săraca ce votează. Era, hai să votăm ceva, e o comisie aici, nu era foarte lămurită ce se votează. De la doamna, din fericire, consilier local PNL ales? Nu mai. Prin vot democratic. S-a terminat, e ultimul ei mandat, nu a intrat. Din toamnă rămânem fără. Da, dar acum este consilier local, astăzi conduce ședința de consiliu local. Da, președinte, da, săracă, dar v-am spus, nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. Cred că ne promite și ea de vreo 5-6 ani că ne face o pasarelă peste căile ferate undeva la poarta 6 și niște scări către plaja. Un proiect necesar, acolo s-au întâmplat multe accidente. Siguranță necesar, dar a rămas la stadiu de promisiune, că nu s-a întâmplat. Cu toată puterea, au toate voturile în Consiliul Local. Nu cred că e cazul să vorbim de doamna Mihaela Andrei. Ea e zen, e în lumea ei, cu yoga, e cu altele, nu. Repet, conduce astăzi ședința de Consiliul Local și a fost consilier local, este consilier local ales prin vot democratic de cetățeni. Reprezentant al Partidului Național Liberal, care are și primarul în funcție. Nu, ea. Trebuie să ne gândim de ce n-a mai fost pusă pe listă ca să ajungă încă o dată consilier local. Ca să ajungi consilier local nu trebuie vot liber, trebuie o poziție eligibilă pe listă pe care i-a primit-o de fiecare dată. Nu e neapărat un vot democratic, așa cum spuneți. Din fericire, ea nu mai e așa cum spuneam și cred că ăsta e un lucru bun. Se vinde Constanța la bucat, așa cum acuză opoziția? Dar asta se întâmplă de luni de zile, orice bucățică. Chiar m-am amuzat pentru că prima discuție era de închiriere în niște săli de clasă. Și primarul a spus, nu putem amâna foarte mult proiectul ăsta pentru că niște venituri care ne trebuie. Cât să câștigi din închirierea unei săli într-o școală? Acum la modul serios, că nu cred că iei 20.000 de euro, 30.000 de euro pe lună. Vorbim de niște 10 de lei. Sunt niște venituri. Chiar el spunea, e un spațiu acolo de 8 metri pătrați. Cât iei pe un spațiu de 8 metri pătrați? Ca să au fost scoase aceste proiecte, nu s-au votat astăzi, au fost amânate. Cred că vreo 5 sau 6 poziții din proiecte. Răsăuțeanu, care a zis că trebuie să ne mai gândim că poate le vor alte școli să aducă elevi acolo. Sunt niște ageamii, nu înțeleg nimic din ce au făcut de făcut acolo. Le place să se audă. Argumentul domnului Răsăuțeanu a fost că nu sunt suficiente spații în anumite școli. A dat exemplu chiar și școala 30, dacă nu mă înșel, și a spus mai bine le folosim pentru elevi decât să le închiriem. Într-un spațiu și a propus noi discuții vis-a-vis de acest subiect și introducerea acestor proiecte încă o dată pe ordinea de zi în următoarea ședință de Consiliu. Vorbim de spații de 8 metri pătrați. Ce elevi să aduci în spații de 8 metri pătrați? Poate că nu sunt toate la fel de mici. Sunt toate, dar dacă vrei să le închiriezi, pe alea de 8 metri pătrați, trebuie să le închiriezi. Nu, domnul Săuțeanu e flămând după apariție. A fost doar un joc de imagine și pentru că vrea cu tot sufletul și probabil că se va întâmpla să fie viceprimar din toamnă. Ăsta e blestemul nostru al orașului. Scăpăm de Mihaela Andrei și dăm de varianta ei masculină. Vom vedea cum se încheie ședința, acum când vorbim noi este în plină desfășurare. Dorian,
Da, tot se vinde, tot. 3 metri, 40 de metri, 100 de metri, 500 de metri, tot ce e de vândut se vinde. Ce a scăpat, bucățelele care i-au scăpat lui Mazăre se vând acum, are grijă Virgil Chițac și are și legitimitate pentru că a fost votat. Nu interesează pe nimeni. Dorian Hapurna, jurnalist Constanța Info, mulțumesc pentru prezență și pentru comentarii. Patru turiști, printre care și un copil, au văzut ieri moartea cu ochii după ce au intrat în apă și au fost trași în larg de valuri și de curenții marini. Au avut noroc cu salvamarii care au intervenit la timp și au adus Tefer la mal. Din păcate, nu la fel s-a întâmplat în cazul unui bărbat care a murit înecat în lac la Techirghiol. O altă tragedie a avut loc și în delta la Gorgova, unde salvatorii au recuperat trupul neînsuflețit al unui bărbat. Da. Lumea să vedeți câtă lume e, câtă lume a văzut, uite în apă. Uite în apă, cu copii, cu toți, da. Unde se duce omul ăla? Toată lumea acolo, uitați cum sare în valuri. Pentru unii turiști veniți în vacanță pe litoral, o baie în mare este mai importantă decât propria viață, mai ales atunci când pe plajă este arborat steagul roșu. Așa s-a întâmplat la Jupiter, unde salvamarii au reușit să intervină la timp și să salveze 3 adulți și un copil care fuseseră surprinși de valuri și curenți și trași în larg. E intrat mult apă. Dintre cei 3, doar femeia a avut nevoie de îngrijiri și ulterior a fost transportată la spital. Din păcate, nu toți turiștii înțeleg că dacă salvamarii arborează steagul roșu, o fac pentru că pericolul de nec este foarte mare și îl ignoră cu bună știință. Spun că intră doar la mal, însă oricând pot fi surprinși de curent și trași în larg. Incidentul a avut loc între Jupiter și Neptun. A fost un bărbat și o femeie scoși de la anec, dintre care femeia a fost în stare gravă, a avut puls, a venit ambulanța, a preluat cazul și cel mai probabil e bine acum. Nu a fost nevoie de resuscitare, doar că a fost într-o stare foarte gravă. Turiștii trebuie să aibă în vedere că pericolul tot există, să nu se aventureze foarte tare în larg și să ne asculte în primul rând pe noi când le dăm sfaturi și le dorim binele, nu răul. Curenții RIPA, așa cum sunt denumiți de specialiști, reprezintă niște curenți de apă care sunt orientați către largul mării din zona de plajă. Sunt aproximativ perpendicular pe plajă și trag persoanele la suprafața apei către larg. Când văd așa că sunt valuri mari, marea foarte, foarte agitată, nici nu îndrăznesc să merg mai departe. Nu sunt chiar foarte bun înotător, însă recomand tuturor celor pe plajă să nu depășească adâncimea până la burechi de ajuns pe vremea asta. Apa te trage în larg. Deci cel mai bine, maxim 5-10 metri, cât se poate, este apa mică, în rest să se stea aici, steagul este roșu. De la începutul sezonului, 7 oameni au murit înecați în mare, iar alți 4 în lacul Techirghiol. Situație controversată la Consiliul Județean Constanța, ședința de Consiliu a fost reprogramată din lipsă de cvorum. Discuțiile ar fi trebuit să înceapă astăzi la ora 10, însă au fost amânate din cauza că în sală s-au aflat doar 7 consilieri. Nu au fost solicitări nici pentru organizarea ședinței prin videoconferință, a spus Mihai Lupu, dezamăgit de atitudinea colegilor. Președintele spune că este posibil să se confrunte cu acest blocaj până la finalul mandatului său. Pe ordinea de zi se aflau astăzi mai multe subiecte importante, printre care începerea lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul și construirea unor trotuare în localitatea 2 Mai, unde anul trecut 2 studenți și-au pierdut viața în accidentul provocat de Vlad Pascu. Vor unele persoane care nu se mai regăsesc în postura de consilier, altele care nu au mai intrat consilier, nu-și mai duc mandatul până la sfârșit și s-ar putea să avem acest blocaj până la sfârșitul acestui mandat, îi spun eu. S-au terminat bătăliile politice, hai să ne facem datoria față de cetățeni, față de județi. Dezbatem în continuare acest subiect cu jurnalistul Tomis TV, Mihai Petre. Bun găsit, Mihai! Să rămână bine, ne reauzim. De ce să se fi întâmplat așa? A fost un sabotaj clar la actualul președinte de Consiliul Județean? Lipsa cvorumului de ședință nu e un lucru nemai întâlnit și nemai auzit. S-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Într-adevăr, au fost rare situațiile de acest gen și de regulă existau și cele mai multe fiind de ordin politic. Dar în cazul de față încerc să dau așa puțin credit bunei credințe a consilierilor județeni și să mă gândesc că
cei mai mulți dintre ei au fost în concediu, fiind totuși o lună a concediilor, vară, e frumos, ori fi pe la mare, ori fi pe afară, prin străinătate, și acesta consideră că, mă rog, aș dori să fi fost motivul principal care să fi stat la baza acestei lipse de quorum. Sigur că poate fi vorba și despre un boicot. Mai sunt august, septembrie, atât. Mai avem da, în octombrie va veni în funcție noul, noul președinte, da, și noul Consiliu Județean. Funcție și noul Consiliu Județean, și sigur că există și această posibilitate, însă este foarte important de înțeles faptul că cei care sunt acum în funcție, consilierii județeni care au depus jurământul în octombrie 2020 și care au fost aleși în septembrie 2020, au fost aleși pentru 4 ani de zile în cap. Adică pentru perioada octombrie 2020, octombrie 2024. Pot absenta de la ședințe, desigur, în condițiile în care sunt bolnavi sau sunt plecați din localitate. Și cam atât, pentru că nu există drept motiv că ți interzice partidul. Pentru că tot momentul în care ai intrat în Consiliul Județean sau în Consiliul Local, fiind ales local sau județean, tu nu mai reprezinți acolo în primul rând interesul partidului, ci reprezinți al cetățeanului, interesul celui care te-au votat, exact, al cetățeanului. De aceea, dacă discutăm despre un boicot, vorbim în același timp și despre o lipsă totală de responsabilitate din partea celor care participă la acest boicot. Și dacă vreți opinia mea, dacă printre aceștia se numără și consilierii județeni care s-ar regăsi și în mandatul ulterior, iar că am trebuit să stea acasă din moment ce ei tratează acum cu lipsă de respect pe cetățenii județului Constanța, care până la urmă sunt privați de niște proiecte. E drept inițiată de un președinte care va pleca în octombrie 2024, însă proiecte care vizează binele județului Constanța. Eu sper să nu fie vorba despre un boicot politic. Pe de altă parte, ar trebui să fie întrebați, luați fiecare în parte de către jurnaliști ce s-a întâmplat, de ce a lipsit, fiecare să motiveze. Și mai sper ca lunile iulie și august să funcționeze Consiliul Județean, repet, pentru că sunt proiecte... Avea dubii președintele actual al Consiliului Județean, Mihai Lupu, spune astăzi că este posibil să se confrunte cu un blocaj până la finalul mandatului domniei sale. Ar fi trist. Ar fi trist și neproductiv pentru județul Constanța și cred că și neproductiv pentru partidele care compun acum Consiliul Județean. Ce ar avea de câștigat? Absolut, absolut nimic. Ba, din potrivă, ar începe viitorul mandat cu stângul și cu umbră aruncat asupra bunei lor credințe și profesionalismului lor, și mai ales asupra felului cum văd funcționarea Consiliului Județean, care nu funcționează după interesul politic și după interesul cetățenilor județului Constanța. Ar trebui să înțeleagă toți că odată ce au intrat acolo, dacă partidul spune da sau nu, dar interesul public este contrar partidului, tu trebuie să votezi conform interesului public, chiar dacă, desigur, riști excluderea din partid. Oamenii te-au votat, tu ești dator în primul rând lor. Și sper să înțeleagă și ei și sper să fie un accident. Acum, în iulie... 7 consilieri au fost astăzi. Ce vreau să menționez, cu puțin timp înainte să intrăm noi în emisie, am primit de la Consiliul Județean o informare de presă. Se convoacă din nou o ședință de Consiliul Județean, ședință extraordinară de îndată pentru mâine, 1 august, de la ora 10, ședința se va desfășura în format videoconferință de data aceasta. Astăzi a fost o ședință în format fizic și președintele a spus că nu au fost solicitări pentru ședință online. E posibil ca mâine să fie altfel situația, dat fiind că ședința va fi la distanță? Da, voiam să spun și pe același lucru. Dacă sunt consilierii plecați în concediu, au această posibilitate de a intra online și de a participa la ședință de Consiliul Județean, chiar dacă, sigur, dacă ești plecat pe undeva și poate n-ai internet, n-ai semnal, dar dintre toți cei care sunt, nu știu cât mai sunt acum în Consiliul Județean, eu cred că se poate întruni quorumul de jumătate plus 1 prin intermediul videocall-ului. Sper ca mâine să nu mai fie probleme, să-și facă treaba, dar dacă mâine, în condițiile în care discutăm despre o ședință videocall și nu există motive, pentru că fiecare consilier în parte trebuie să fie sunat înainte și invitat la ședința de Consiliul Județean, că așa se mai practică,
se practica. Dacă nu motivează absența, atunci, într-adevăr, putem avea, putem discuta despre un boicot politic și, vă spun sincer, este... Dar cu ce miză acum? Muzitor. Pentru că alegerile s-au încheiat. Păi, nicio miză. Nu știu. Nicio miză. Eu nu văd niciun fel de explicație. Nimeni nu are absolut nimic de câștigat. Poate doar o fi în capul cuiva, dar nu cred că despre asta este vorba. Aceste proiecte să nu... cele care ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi, să nu mai fie asumate de Mihai Lupu. Dar nu are niciun fel de importanță, pentru că cum sunt proiecte care sunt generate de actuala administrație și dacă vor fi preluate și duse mai departe de... Vor fi încheiate de viitoare administrație. Niciun fel de problemă. Sigur, dar niciun fel de problemă. Deci Panglica o va tăia altcineva peste 4 ani, 3 ani. Așa s-a întâmplat și în municipiul Constanța. Cineva a aprobat proiectele și alții au tăiat Panglica. Așa e în politică, dacă nu-ți faci bine calculele în cei 4 ani de mandat. Sper totuși ca domnii și doamnele consilieri să se înturnească mâine și să voteze în interesul județului Constanța, pentru că este nevoie de ei și de acest lucru. Vom vedea. Ne auzim și mâine și vedem ce s-a întâmplat, dacă a fost boicot sau doar o întâmplare nefericită. Vom fi atenți. Numai bine, Mihai Petre, mulțumesc. Rămân la revedere, frumos. De astăzi, creștinii ortodoxi au intrat în postul Adormirii Maicii Domnului sau postul Sfintei Mării. Pentru credincioșii care aleg să țină postul, urmează o perioadă duhovnicească de 2 săptămâni în care trebuie să intensifice rugăciunea și să-și curețe trupul și sufletul, spun preoții. Creștinii vor evita să mănânce preparate din carne și lactate și au o singură dezlegare la pește de sărbătoarea Schimbării la față pe data de 6 august. De asemenea, creștinii mai au 5 zile cu dezlegare la un de lemn și vin pe 1 august și în zilele de sâmbătă și duminică. După această perioadă de 2 săptămâni, pe 15 august, credincioșii se vor bucura de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Iubiți credincioși, Biserica Creștină Ortodoxă, începând de astăzi, 31 iulie, până pe data de 14 august, se află într-o perioadă de post. Postul închinat Adormirii Maicii Domnului. Acest post ne cheamă pe fiecare din noi la plecarea genunchilor inimii noastre înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare de păcate și de fără de lege pe care le săvârșim zi de zi. Postul se împletește mereu cu rugăciunea. Postul este calea spre mântuire. Este o cale care ne asigură și care ne conduce către propria noastră mântuire. De aceea îl rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să ne ajute să parcurgem acest post cu liniște, cu pace, cu armonie și cu dragoste și cu tot ce este plăcut lui Dumnezeu. Amin. Vești minunate pentru iubitorii de muzică ușoară și pentru toți cei care aspiră să-și arate talentul pe o scenă națională. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine în forță și promite un spectacol de neuitat. Evenimentul se va desfășura în perioada 23-25 august 2024, aducând împreună interpreți și compozitori talentați. Evenimentul va avea 2 secțiuni, interpretare și creație, oferind astfel oportunități atât pentru cei care doresc să-și etaleze vocea, cât și pentru cei care se simt inspirați să compună noi melodii. Este o ocazie bună pentru toți cei care iubesc muzica să participe și să fie recunoscuți la nivel național. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii încurajează toți artiștii și compozitorii să își trimită candidaturile cât mai curând posibil. Se dau 4 oameni, 2 cupluri, o sumedenie de confuzii și de încurcături, ce rezultă o comedie clasică pentru întreaga familie. Logodnă relativă, un spectacol cu mult haz despre un patrulater conjugal, se va juca în cadrul festivalului SIZ. Citez, o comedie clasică în care nimeni nu știe exact ce se întâmplă până la finalul spectacolului. Este deschisă pentru întreaga familie, nu vor fi restricții de vârstă de niciun fel la acest spectacol. Sperăm să fie o comedie pe care să o guste cât mai multă lume, a spus directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simpson. Piesa a fost montată la numeroase teatre din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, având mai multe ecranizări și adaptări pentru televiziune, iar mâine, de la ora 20, spectacolul se va juca la Grădina Tomis din Constanța. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța aduce la cunoștința organizatorilor de manifestări artistice, competiții sportive și alte activități distractive că termenul limită pentru achitarea impozitului pe spectacole este 10 a fiecarei luni, pentru luna precedentă în care a avut loc evenimentul. Impozitul se calculează aplicând o cotă de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor fără TVA. Această taxă se aplică atât spectacolelor de teatru, balet, operă, operetă, concerte filmice,
filarmonice, filme la cinematograf, spectacole de circ, cât și competițiilor sportive, fie ele interne sau internaționale. De asemenea, organizatorii trebuie să depună declarația de cont impozit pe spectacole până la aceeași dată. Cei care organizează spectacole în scopuri umanitare sunt scutiți de plata impozitului. Mai multe informații despre acest subiect găsiți însă pe site-ul nostru dototv.ro. Domnilor, domnilor, punem punct aici ediției de astăzi. Urmează Meteo și Sport cu Andreea Bălan. Eu sunt Ileana Gheorghiu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine. Pe curând! Vreme frumoasă pe litoral. La Constanța s-au înregistrat astăzi 28 de grade Celsius. Mâine mercurul din termometre va urca însă până la 29 de grade, iar pentru vineri meteorologii prognozează 31 de grade Celsius și cer senin. Pe timpul nopților care urmează, minima va coborî până la 19 grade Celsius. La Cernavodă temperatura aproape caniculare, mercurul din termometre a depășit 32 de grade Celsius. Pentru mâine meteorologii anunță 36 de grade, iar pentru vineri o nouă zi toridă cu 37 de grade Celsius în atmosferă. Pe parcursul nopților care urmează sunt așteptate temperaturi de până la 21 de grade. Cald a fost astăzi și la Mangalia. Au fost 28 de grade în atmosferă. Mâine mercurul din termometre va atinge valoarea de 32 de grade, iar vineri sunt așteptate 31 de grade Celsius. Pe parcursul nopților care urmează, mercurul din termometre va urca până la 22 de grade Celsius. Bun găsit la știrile Dotto Sport. Farul Constanța se află pe ultimul loc în clasamentul Superligii după 3 etape. Echipa a acumulat doar un punct și nu a reușit să marcheze niciun gol. După 3 etape din noul sezon al Superligii, Farul Constanța ocupă locul 16, ultimul în clasament. Marinarii au adunat doar un punct din 9 posibile, suferind 2 înfrângeri acasă, 0-1 cu Unirea Slobozia și 0-1 cu FC Botoșan și un egal în deplasare 0-0 cu Oțelul Galați. Echipa este de asemenea singura din campionat care nu a reușit să înscrie până acum. Farul Constanța va încerca să obțină prima victorie a sezonului în etapa a 4-a, când va juca din nou pe teren propriu împotriva echipei Poliaș sâmbătă 3 august de la ora 20. Luptătorii de la CSM Constanța au reușit o performanță remarcabilă la Cupa României de la Târgu Mureș, câștigând 6 medalii. Sportivii au obținut o medalie de aur, una de argint și 4 de bronz. Târgu Mureș a găzduit în trecerile Cupei României de lupte pentru senior, competiție la care au participat 10 sportivi de la CSM Constanța. Aceștia au avut evoluție apreciată de specialiști și au reușit să câștige 6 medalii. Alexandra Voiculescu a fost cea mai în formă sportivă a echipei, câștigând aurul la categoria 53 de kg. Daniel Sand a obținut argintul la categoria 65 de kg. Medaliile de bronz au fost câștigate de Nicoleta Băjan, 50 de kg, Patricia Iuraș cu 53 de kg, Valentin Rusu, 57 de kilograme și Denis Chirică, 86 de kilograme. Antrenorii Cornelius Trucmel, Alina Ivan, George Ospapazu, Gheorghe Ciupercă și Marian Oancea au fost alături de sportivi și i-au ghidat spre succes. Constanțeanca Ebru Bolat devine prima sportivă din România calificată în competiția olimpică de yachting. Ea va lua startul mâine la Marsilia cu speranța de a obține un rezultat spectaculos. Departe de tumultul Parisului, Ebru Bolat se pregătește pentru debutul la Jocurile Olimpice din această vară. Întrecerea de yachting se va desfășura la Marsilia, unde orașul și portul de agrement oferă un loc ideal pentru competițiile de navigație. Mii de spectatori vor putea urmări cursele de pe celebrele curniși. Constanțeanca este prima sportivă din România cu prezență olimpică la yachting și speră să obțină un rezultat spectaculos. Ea se va duela cu alte 44 de concurente la clasa Dingliile CA6, stabilindu-și drept obiectiv clasa în prima jumătate a ierarhiei. În vârstă de 24 de ani, Ebru Bolat va avea alături pe antrenorul Gonzalo Javier Pereira de Carvalho, fizioterapeutul Răzvan Dumitrică și pe oficialul de echipă Ender Bolat. Fosta dublă campioană europeană și vicecampioană mondială la junioare își va începe parcursul mâine și va avea câte 2 curse pe zi timp de 5 zile consecutive. Lupta decisivă pentru medalii se va da pe 6 august, când vor fi desemnați câștigătorii. David Popovici continuă să impresioneze la Jocurile Olimpice de la Paris, calificându-se în finala probei de 100 de metri liber cu al 5-lea timp. În această seară, românul va lupta pentru a doua sa medalie olimpică după ce a devenit campion la 200 de metri liber.
David Popovici a asigurat prezența în finala probei de 100 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris, demonstrând încă o dată forma sa excepțională. După ce a devenit campion olimpic la 200 de metri liber, Popovici a revenit în bazin și a obținut calificarea în finala probei Regina a natației. În semifinală, românul a notat pe culoarul 5 și, deși a întors al 6-lea, a reușit o recuperare remarcabilă pe ultima lungime, terminând al 2-lea. Cu un loc în finală asigurat, Popovici va începe cursa decisivă de pe culoarul 5, de pe care au câștigat ultimii 5 campioni olimpici la această probă. Luni seara, Popovici a făcut istorie, devenind primul înotător român campion olimpic după ce a câștigat finala de la 200 de metri liber. David Popovici va avea șansa să adauge o nouă medalie la palmaresul său impresionant în această seară, când va concura în finala de 100 de metri liber, programată la ora 23:22. Acestea au fost informațiile din sport. Rămâneți pe Doto TV, seară minunată!